Ierie, dar nu le ghicește. Bună dimineața, chiar că este ultima strigare și 49. Cine? Călătorul. Nu. Eu personal nu mă gândeam să întârziem atât de mult cu răspunsul. Da. Și eu zic ceva, dacă sunteți atenți la indicii, imediat știți versul. Te duci acasă, faci un duș dacă ești cu tot o săptămână, deci nu mai pe afară până îți câștigi jocul finală și zici că Adam Petrescu, fii atent, îi spui așa, nevestă, femeie, fii atent, am intrat în finală, va fi foarte greu, da. Nu mai există echipe mici, exact, oamenii ăștia doar singuri în față care au intrat în finală, exact, cu mine aici. Nu ca noi, da, împreună, știi? Nu, în finală e o fel de penalti, dar acolo orice se poate întâmpla. Da, nu le. Categoric, bravo! Felicitări! Dar voi, cu noi ai locul finală, mai avem încă un loc. Trenurilor! Persul mâine, încă un loc în finală, după care facem extragerea, cei 5 intrați acolo, stau cu sufletul la gură, să vedem care dintre ei pleacă. Bineînțeles, luându-și jumătatea, 3 zile, 3 nopți de cazare, cu mic dejun, pentru două persoane la Hotel Dunărea, Eforienor, premiu pus în joc pentru viitorii. Noi am jucat astăzi, nu la egal, ci la Victorie, dar de fiecare dată. Vă lăsăm cu Alex Prietenie, suntem Bani și Bubanu. Ne auzim mâine! Bye, bye!